Firma de transport local Urbis Baia Mare anunța că de la 1 iulie și până în 10 septembrie o parte din mijloacele sale de transport în comun vor circula după program de vară. Este vorba despre autobuzele și troleibuzele care asigură legătura pe liniile 4, 8 și 50. Potrivit informațiilor Urbis, în zilele lucrătoare pe linia 4 se va circula la interval de 15 minute între orele 5 și 12 și 16 și 18, la 12 minute între orele 12 și 16 și la 20 de minute în intervalul lor 18, 22, 20. Troleibusele de pe linia 50 vor porni pe traseul la interval de 15 minute între orele 4:45 și 12 și 16 și 18, la 12 minute între orele 12 și 16 și la 20 de minute între orele 18 și 22, 20. Autobusele de pe linia O vor ieși pe traseu la fiecare 15 minute între orele 4.30 și 8 și 22, 22, 30 la 12 minute între orele 12 și 16 și la 20 de minute între orele 8 și 12 și 16.22. Duminica pe această linie se va circula la interval de 30 de minute între orele 4.50 și 22 și 30 de minute. Programele celorlalte linii de pe raza municipiului Baia Mare nu se modifică. Pentru liniile din zona metropolitană, Politan Baia Mare, modificările pot fi urmărite accesând liniile respective pe site-ul societății.